Pensiile foarte mici nu le permit multor bătrâni din Argeș să-și încropească o masă cât de cât decentă de sărbători. Din această cauză, cei mai mulți dintre ei apelează, mai ales în prag de Paște sau de Crăciun, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru un împrumut. Cu acești bănuți, chiar dacă puțin, pot simți și ei că într-adevăr vin sărbătorile. Directorul CRP Curtea de Argeș, Apostol Zamfira, a explicat că numărul celor care solicită împrumuturi este în creștere de la an la an, cu precădere în perioada sărbătorilor. În luna martie, în raport cu anii anteriori și în raport cu celelalte două luni, au crescut semnificativ, având în vedere apropierea sărbătorilor de Paști, având în vedere campania agricolă de primăvară. Oamenii au luat mai mult, destul de apreciabil, de semnificativ, așa încât noi ne înscriem în programul nostru de protecție socială pe care ni l-am propus. Pentru mulți pensionari argeșeni, împrumutul la CRP este o mană cerească. O parte dintre ei, după ce își achită taxele, rămân cu mai nimic din pensie. Așa că, mai ales în perioada sărbătorilor, banii respectivi reprezintă un colac de salvare. Sumele care pot fi împrumutate de la CRP sunt cuprinse între 500 și 5.000 de lei, iar perioada de rambursare poate ajunge și până la 18 luni.